Am ajuns la Muzeul de Etnografie din Brașov. Suntem cu domnul Mircea Bodei. Botei, da. Vă rugăm să ne spuneți ce găsim aici la dumneavoastră. Bine ați venit la muzeul nostru. Suntem într-una din secțiile Muzeului de Etnografie Brașov. După cum veți vedea, aici sunt expuse obiecte de civilizație materiale din lumea satului, și aici avem o expoziție, chiar în această sală avem o expoziție temporară, foarte frumoasă, cu lăzile de zestre ale bunicilor noștri. Sunt alese aceste lăzi din colecția noastră de lemn. Sunt lăzi românești, săsești, o ladă, iată, o ladă ceangăiască, maghiară din Săcele, o ladă săsească, și aici sunt lăzile, vestitele lăzi din Brașov, lăzile brașovene. De asemenea, pe acest panou vedeți unelte care au fost folosite și sunt în continuare folosite la confecționarea acestor lăzi de Brașov, împreună cu pensule, culori, observați că sunt foarte frumos pictate, sunt ornamentate cu flori, cu ghirlande de flori. De asemenea, pe aceste manechine vedeți vestimentația unor mirese, o mireasă maghiară, o mireasă săsoaică, o mire, da, în haine de biserică, da, foarte haine originale. Vreau să vă mai arăt aici o ladă de documente pentru acte, tot așa, o ladă de podoabe și o ladă pentru panglici, foarte frumoase. Ceea ce vedeți aici este o ladă, o replică a unei lăzi, chiar avem o conferință pe tema acestor lăzi de zestre. O doamnă pasionată, Manuela Ivan din Brașov, a confecționat această ladă după acest model. Iată că noi ținem legătura și cu artizanii, cu meșterii din zilele noastre. Este aceasta o expoziție temporară, urmează două săli în care avem două expoziții permanente dedicate patrimoniului textil. De fapt, aceasta este tema principală a acestei secții, patrimoniul textil. Și vă invit să vedem aceste exponate din această sală. Acum, ne scuzați, pregătim o conferință de presă. Foarte și bine. O conferință științifică. Ne bucurăm că se întâmplă. Da. În această sală ați observat în mijlocul sălii, pe manechine, portul tradițional, costumul tradițional. Și sunt costume din cele trei zone ale Brașovului, țara Bârsei, din Rupea și din Săcele. Iată, chiar aici în față avem un costum al unei femei din Șcheii Brașovului, o zonă bogată românească a Brașovului. Da? Mai avem costume de mireasă, un costum de mireasă din zona Rupea, Fântâna. Și vă mai arăt tot așa un costum de mireasă cu coroniță. Iată ce frumos este acest costum de mireasă săsoaică, coronița albă pe borten, așa se numea acest element ce îl purtau pe piept, iar pe cap și pe piept este această broșă, heftel se numește, și săsoaicele, dar și maghiare și româncele purtau aceste elemente. Pe această latură a sălii sunt marea majoritate a instrumentelor și uneltelor folosite de femei în torsul și țesutul hainelor sau ațesăturilor de interior, pornind de la materiile prime, lână, bumbac, in, cânepă. Avem aici furci, iată, foarte frumoase, furci de tors, sculptate și pictate. Avem o vârtelniță, avem o roată de depănat aici, avem maiuri, da? Iată și acestea, foarte frumos ornamentate, cu fuse, da? Și aici este întreaga instalație, să spunem așa, de pregătire a urzelii pentru războiul de țesut manual. Vedeți, un război orizontal de țesut. De pe această alergătoare, da, se înfășoară, se dea până pe urzoi, iar urzeala este așezată, învălită, cum se spune, în războiul de țesut manual. Și tot ceea ce vedeți aici sunt țesături confecționate, țesute la un asemenea război. Bunicile noastre aveau într-una dintre încăperi un asemenea război. Acolo mai vedeți o bancă, o laviță pictată din zona Rupea și un pad din zona Rupea cu vestitele perne pregătite de mame pentru fete,
ca zestre. Ca zestre, cu cât numărul de perne era mai mare, cu atât fata era mai bogată și cu cât erau mai frumos ornamentate, da? Fetele aveau o mai mare căutare printre băieți. Aici avem un mângălău, iată, strămoșul fierului de călcat, da? Bine, se folosea pentru netezitul pânzei, ce rezulta în urma țesutului la războiul de țesut, mângălău. Și aici am reconstituit un atelier de croitorie. Vă dați seama acum copiii, da, n-au fost să le confecționeze părinții hainele la comandă, cum ziceam noi. În mall acum. Și găsesc la mall, dar sunt foarte curioși de un asemenea atelier. Ce mai vedem pe această latră? O vâltoare, aici compun o parte a unei vâltori pentru tot așa netezitul, finisatul, înmuiatul păturii, pânzei rezultate din țesut. După țesut urmează decorul cu sut și broda. Și vedeți aici ștergare, fețe de masă, cu sute, cu diferite motive, în cruce, cu arbori. Mai vedem aici, deja vorbim despre decorul imprimat, decor prin folosindu-se un tipar sau un șablon, nu avem aici șablonul, dar iată, această cuvertură este decorată folosind un șablon, iar acele baticuri sunt decorate folosindu-se serigrafia, da? Cu imprimarea manuală cu sita. Aici ajungem de aici la partea industrială, acum unde este în zona aceasta a Brașovului, este Carpatex, așa zicem, acolo a fost o fabrică vestită, fabrica Șerg, din 1823 a funcționat până la naționalizarea comunistă, a fost naționalizată, apoi da, a devenit o fabrică de pasmanterie, da, au fost ateliere mecanice de țesut. Acum mai sunt câteva ateliere mai mici în acea zonă. Iată, aici sunt stofe realizate la fabrica Șerg, iar astăzi unde este magazinul de prezentare unei companii de telefonie, nu dă numele, acolo era magazinul de prezentare pe strada Republicii. Bun, și ajungem la mașina de țesut. Foarte, da, imensă. Mașină, războiul mecanic imensă, da, din Germania adusă, de tip jacquard. Se confecționau aceste panglici, se observă acele panglici. Da, permitea țesutul cu viteză mai mare, cu mai multe culori, modele mai complicate. Vedeți acolo acele cartele perforate. Astăzi se folosesc computerele pentru imprimarea modelelor. Este funcțional acest război. Invităm turiștii să vină să vadă un asemenea război. Este păstrat în funcțiune, îi se face revizia periodică. Aceasta este sala dedicată patrimoniului textil, o expoziție permanentă. Mai avem o expoziție permanentă și vă invit în cealaltă sală, dedicată memoriei fibrelor textile. Memoria fibrelor textile. Da. Adică să prezinte elemente de tehnică, de țesut, de la împletit până la tricotatul mecanic. Aici o expoziție foarte interesantă și frumoasă. Da? Și iată, o primă tehnică de împletit, împletitul cu bâte. Chiar v-aș ruga să filmați această instalație, între ghilimele, da? Pare rudimentară, dar iată, era foarte eficientă, fiindcă cu asemenea tehnologie, da? S-au confecționat, iată, aceste frumoase căițe. Așa se numesc, căițe. Permiteau femeile să țină părul strâns, dar și să arate frumos. Da? Găteala capului, cum se numește, găteala capului. Săsoaicele, maghiarele și româncele și-au creat aceste căițe și iată, în această ramă este o fază de lucru, de confecționare a unei căițe. Vedeți? O fază de lucru împletită cu bâte. Simplu și eficient. De asemenea, cu aceeași tehnică s-au împletit asemenea brâuri. Iată, observați că sunt de două culori, albastru și roșu. De ce? Erau așa numitele regulamente vestimentare, nu puteai să porți, de exemplu, brâuri de o anumită culoare, în funcție de categoria socială, de situația financiară și socială, puteai să porți, iată, brâu roșu, așa cum este în această fotografie cu un patrician sas, brâu roșu, fir aurit, vedeți? Da. Iar oamenii simpli puteau să poarte doar brâuri negre sau albastre. Iată, și vă și
propun să observați aceste imagini, da? Iată cu un păstor cu brâu albastru și un căruș, transportatorii tot cu brâu albastru. Brâu albastru, oamenii simpli, de condiție mai modestă. Dar ce vreau să spun despre cărăuși, erau oameni bogați, în special din zona Săcele, români din Săcele, dar și din Ișchei, obțineau venituri frumoase din acest transport de mărfuri, dincolo de Carpați și de acolo, din Muntenia, înapoi în Transilvania. Bun, mergem mai departe la o altă tehnică de decorare. Iată, împletitul găitanelor în Ișcheii Brașovului. Vedeți? Instalația deci aceasta. El este aparatul care face sunet. Da, aparatul da, instalația, să zici, instalație țărănească. Da? Vedeți? Troaca cu ciocănele. Troaca cu ciocănele. Se confecționa acest fir, acest nur, care putea să fie de diferite culori în funcție de culoarea aței. Da, alb, din care se face găitanul, nu? Găitanul, da, pentru ornamentarea pantalonilor sau a hainei. În Ișcheii Brașovului erau multe familii care se ocupau chiar neam trocari, zona trocarilor, de aici venea, de la aceste troace cu ciocănele. Da. Decorarea textilelor folosind, da, această pernă, dantela cu ciocănele, în loc de această, da, troacă, se spune o comparte a unui copac scobită, da, se folosea și se mai folosește, că mai sunt doamne care realizează dantelă cu ciocănele, observați același principiu cu un model și vedeți ce dantele frumoase. Frumoase, da, deosebite. Reușite. Și se învăța această tehnică de către femei. Da, erau cursuri. S-ar putea de... să se uite acum tehnica asta ușor, ușor. Mai ușor, ușor. E bine de lăsat. E bine că vin acum în vizită, vin începând chiar din grădiniță, vin copii, studiază, le place și poate că ei vor prelua această ștafetă. Măcar ca pasiune, așa. Uitați și această zonă care se numește cheiță, partea care face legătura între două componente a unei fețe de masă, a unui ștergar, da? Și această parte cheiță era confecționată tot în această tehnică a dantelei cu ciocănele. Și aici sunt vestitele mileuri. Le cunoaștem de la mamele noastre. Da. Mai sunt și acum anunele case, mai mult ca sigur. Așa este. Și avem aici tot așa o tehnică a ciucurilor împletiți cu noduri. Ciucuri, iată această broboadă, da? Ciucuri cu noduri. Același principiu, în loc de troacă, în loc de pernă, vedeți o bucată de lemn din stejar sau din fac și iată o privim la doamna care împletește aceste fire, da, realizând acești ciucuri cu noduri. Pentru a da un aspect mai frumos, da, ștergarilor, fețelor de masă, ștergare de icoană. Ia uite ce frumos arată, da, ștergarul acela. Și acum ajunge la un interior urban, da, realizat în tehnica dantele tip fileu. Și mama mea avea în anii 80, da, într-una din camere, da, iată perdea realizată în această tehnică a fileului, din francezul file. Și vedeți și o față de masă și căițe tot așa realizate în tehnica fileului. Și vedeți aici o ramă și pentru a se realiza acest ornament se folosește un ac special în doi lambele capete. Deci un interior urban realizat în tehnica fileului. Și mai avem aici tehnica brodatului pe tul, un alt material pe tul, vedeți, da, un material mai fin, brodat fie cu această mașină, fie manual. Și avem aici expuse valuri de mireasă, vedeți aici valuri, tot așa căițe, bluze, da, șorțuri. Noi de aceea am expus aceste manechine și pentru a arăta prezenta aceste șorțuri, da, realizate tot în tehnica brodatului pe tul, da, dar și pentru a arăta asemănarea portului, nu numai în cazul acesta femeiesc, între români, maghiari și saci. Iată o săsoaică, o româncă din Ișchei și o maghiară din Săcele, observați elemente asemănătoare, aceste vestite centuri cu paftale, da, vedeți aceste șorțuri, da, elemente asemănătoare. Și această umbrelă este brodată, are o aplicație de tul, da, brodat, umbrelă de soare. Bun. Și ajungem la acest război de tricotat tul
se confecționau metraje din tul, vedeți firul mult mai subțire, tot așa din Germania, de la sfârșitul secolului al XIX, începutul secolului XX, până la 1900, da, firul de tul, metraje de 2,20 m, acționate electric, cu ajutorul unui motor, un angrenaj format din rozi dințate. Și acesta este funcțional. Același principiu, urzeala și băteala. Firele pe orizontale se întretaie cu cele de pe verticală. Bun. Și aici avem expuse câteva din colecția noastră de șorțuri, tot așa, din tul brodate. Vedeți modele, da, de șorțuri din tul. Acesta e un exemplar. Așa. Mai avem alt exemplar. Tot din tul. Vedeți ce modele frumoase. Bun. Așa. Și să mai arătăm cu un model. Șorțul. Bun, și aici ajungem deja tot la partea industrială, deci de la tehnica aceasta împletitului cu băte, la tricotatul mecanic. Tot ceea ce vedem în această vitrină este realizat mecanic la mașinile, da, de tricotat. Vedeți mănuși, ciorapi, broboade aici, o bluză, toate tricotate mecanic. Și iar aceasta este emblema, un panou aniversar al fabricii Șerg, când au sărbătorit 100 de ani de la înființarea 1923. Da. Pe lângă această fabrică Șerg, în Brașov are o tradiție importantă în acest domeniu al textilului, a mai fost o fabrică pe strada Avram Iancu, noi așa o denumim, fabrica de tricotaje, dar pe acel loc și în acele clădiri a fost o fabrică Foit. Foit a fost și ea naționalizată în 1948, după instaurarea regimului comunist a numit Textila Roșie, apoi fabrica de tricotaje Brașov. Iar după 89, Iason, Brașov. Acum am înțeles că se va construi un ansamblu rezidențial acolo. Păcat. Se face trecerea. Se face trecerea, Olin, către, da, o altă situație. Dar iată, Brașovul se poate mândri cu această tradiție în lumea textilor. Așteptăm turiștii să ne calce pragul. Pe lângă această secție, muzeul nostru mai are una chiar în centrul Brașovului, dedicată civilizației urbane, Muzeul Civilizației Urbane. La care am fost, da. Ne bucurăm. Și mai avem o filială, o secție la Rupia, dar în oraș, în oraș, nu în cetate. O bijuterie de muzeu, tot așa îi așteptăm să o viziteze, dedicată zonei Rupei, Cohalmului, țării Cohalmului. Și mai avem la Săcele un muzeu cu exponate ce țin de cultura și civilizația maghiară, dar și a românilor, a mocanilor din Săcele, români și maghiari din Săcele. Prin urmare, noi vă mulțumim că ați venit și ne vă mulțumim. Vă mai așteptăm. Cu mare drag. Toate cele bune. Toate cele bune.